Bine v-am regăsit, prieteni! Mă aflu în Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, muzeul din inima capitalei, de aici, din București, și m-am gândit așa, năsturări de poveste, să vă povestesc, dragii mei. Năsturări de poveste mi-a trimis o scrisoare în care îmi spunea că a tot călătorit el prin țara noastră frumoasă și că a auzit că există tot felul de legende. Și ce sunt acelea legende? Și inițial m-am gândit să-i scriu o scrisoare lui Năsturel de poveste, să-i spun că legendele sunt niște povestiri, că au tot felul de elemente fantastice, că de fapt legendele într-un fel explică nașterea unor eroi de poveste sau, uite, nașterea, apariția unor plante sau a unor evenimente istorice. Și apoi m-am gândit decât să-i dau o definiție lui Năsturel de poveste. Mai bine îi spun câteva legende. Nu, copii, spuneți voi dacă nu e mai corect așa. Așa că trebuie să fiți pregătiți alături de mine să ascultați și voi legendele pe care eu le voi spune aici, în spațiul acesta atât de plăcut și de primitor și de cald al Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti. Și apoi eu vă spun și ce zice Năsturel de poveste, dar știți că și voi sunteți prietenii mei și trebuie să-mi trimiteți mesaj să fiți pregătiți. La final zic, ca de fiecare dată, numărul de telefon. Și am o scrisoare plină cu tot felul de texte, întrebări de la Năsturel de poveste, texte care se pot conecta cu diverse legende, și din toate cele pe care le am aici, o să extrag așa la întâmplare, nu chiar primul bilețel, să vedem ce o fi cu el. Ia să vedem ce scrie aici. Un citat pare. Și de atunci, în fiecare primăvară, ne stă în cale pretutindeni, pe la răscruci de drumuri, pe marginea șoselelor, pe maidanuri, pe luminișuri de pădure, unde moșul cel bun la suflet adusese cu mare trudă bucate și lumânări aprinse. A sciulit așa urechile și a socut ochii mari și v-ați întrebat oare despre ce e vorba? Păi este vorba despre vremurile în care se spune că Dumnezeu și Sfântul Petru mergeau pe pământ. Știți, prieteni, legendele noastre populare românești în care Dumnezeu cu Sfântul Petru mergeau pe pământ și se opreau pe la casele oamenilor, prin diverse locuri, și voiau tare mult să vadă cum trăiesc oamenii, să vadă cum gândesc oamenii, cum se comportă, cât de buni gospodari sunt sau ce gazde bune sunt. Ei bine, în vremurile acelea de demult, se spune că trăia un bătrân, un moșneag, care era sărac tare, n-avea de niciunele, muncea la un om și primea o haină, muncea la altul și primea ceva de mâncare, mai muncea la altul și primea ceva ca să se primenească, să se spele, să se curețe, muncea la un alt om și primea ceva de încălțat și tot așa. Ei, și vedeți voi, bătrânul nostru, apropiindu-se de finalul vieții sale, a stat așa și s-a gândit, măi, dar eu toată viața am primit așa de la oameni de pomană. Unul mi-a dat să mănânc, altul m-a îmbrăcat, altul mi-a dat să beau, dar eu când o-i muri, mie cine o să-mi facă o pomană, că n-am pe nimeni, sunt singur, dar stai așa, zice bătrânul, nu mai bine fac eu o pomană din timpul vieții, uite, din bănișorii mei puțin pe care i-am, pregătesc de-a legurii bunătăți bucate și îi chem pe oamenii din satul acesta să vină să mănânce, să se bucure. Uite, și uite, așa îmi fac și eu o pomană. Zi și făcut. Cu bănuții pe care îi avea bătrânul nostru, a cumpărat tot felul de merinde. A făcut cozonagi, a făcut colaci, a făcut sarmale, a făcut pilaf. Vă spun, tot felul de bunătăți, mi se face apă în gură așa când vă spun, dar e adevărul. Bun, și după ce a gătit bătrânul nostru, a trimis veste în sat că îi așteaptă pe oameni la masă să vină să ospăteze. Acum, vedeți voi, oamenii din sat au zis, măi, dar mergem noi la bătrânul cela să mâncăm din mâncărurile lui? Nu, dar el care n-are de niciun... Nu ne ducem noi, au zis unii. Păi să nu ne ducem noi, lasă să se ducă alții. Și uite așa, fiecare a spus că lasă să meargă celălalt, lasă că se duce vecinul, lasă că bătrânul acesta și așa n-are de niciunele. Și a stat bietul bătrân și a așteptat și a așteptat și a așteptat și tare s-a întristat căci nimeni n-a venit la masa lui. Și atunci s-a gândit,
Apoi dacă nu vine nimeni să mănânce din bucatele mele, ia că le iau eu pe toate așa fierbinți cum sunt aburinde și le duc la răscruș de drumuri, le duc pe unde vin, pe unde trec pelerinii, pe unde sunt trecătorii și cineva o mânca din bucatele noastre. În vremea aceasta, Dumnezeu cu Sfântul Petru călătoreau și Petru lihnit a zis, Doamne, Doamne, mi-e o foame. Nu mai văd bine în fața ochilor. Doamne, trebuie să faci ceva, să mâncăm ceva, că nu mai pot de foame. Lasă, Petre, zice Dumnezeu, lasă, nu te mai gândi tu la asta, că ne apropiem, uite acolo, uite, vezi, un pic mai este și ajungem în satul celălalt și sigur găsim ceva de mâncare. Și cum se apropiau ei de sat, numai la o răscruce de drumuri, lăsase moșul acolo sarmale aburinde și colaci puși deasupra oalelor cu salmale, cu lumânare acolo așezată. Și a început Sfântul Petru să înfulece și să mănânce și să își umple burta cu de toate bunătățile acestea. Doamne, zice Sfântul Petru după ce se satură, ce bine le-ai gândit tu pe toate. Lasă, Petru, că nu de la mine sunt gândite toate, iată, de la bătrânul acesta. Și atunci a înțeles și Sfântul Petru și a zis, Doamne, dar ceva trebuie să lași cumva să îl răsplătești pe bătrânul acesta. Păi da, Petre, l-ai răsplăti pe lumea cealaltă. Și între timp, uite, la răscruci de drumuri și în toate locurile în care omul acesta a lăsat mâncare pentru trecători, să crească o floare galbenă și luminoasă, asemeni lumânărilor pe care le-a lăsat puse în colacea aceea. Ca oamenii de câte ori vor trece pe la răscruș de drumuri sau pe la margini de drumuri și vor vedea păpădiile, să-și aducă aminte că odată cândva un bătrân sărac a dat de pomană celor flămânzi și însetați. Și uite așa, dragă năsturel de poveste și dragi prieteni, de atunci, în fiecare primăvară, păpădia ne stă în cale pretutindeni, pe la răscruși de drumuri, pe marginea șoselelor, pe maidanuri, pe luminișuri de pădure, unde moșul cel bun la suflet adusese cu mare trudă bucate și lumânări aprinse. Așa e cu legendele, năstureli de poveste. Așa se spune că a apărut păpădia. Așa se spune, iar legenda aceasta e cunoscută și culeasă cam de pe la anul 1936. Și dacă v-a plăcut, să nu uitați, copii, când vedeți o păpădie, știți, lumânărelele, pomana pe care a făcut-o bătrânul. Și dacă v-a plăcut, încă ceva, va trebui să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740171622 și haideți aici, la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gust. Ia uitați ce frumos se vede totul. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!